Bun, hai să începem ziua cum trebuie cu meteo de la secretarul lui Moș Crăciun. Și apoi să povestim. Bună dimineața, Ramona! Bună dimineața, dragilor! Avem același ritm și astăzi, ca și zilele precedente, vremea va fi în continuare frumoasă, iar valorile termice cu mult mai ridicate decât în mod caracteristic acestei perioade. Vom avea temperaturi maxime cuprinse între 9 grade la Miercurea Ciuc și 21 de grade la Târgoviște. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe arii restrânse cu precădere dimineața, în zonele joase de relief, va fi ceață sau nori joși. Mergem în Maramureș, unde vom avea un cer variabil spre senin și temperaturi ce vor atinge valori de până la 14 grade în Satu Mare și 15 grade în Baia Mare. Nici în Crișana nu vom sta altfel. În ceea ce privește vremea, vom avea cer variabil și maxime termice ce vor fi cuprinse între 13 grade în Arad și 14 grade în Oradea. În Banat vom avea cer senin, vânt slab și temperaturi ce vor urca astăzi până la 14 grade în Timișoara și 15 grade în Reșița. În Oltenia, la primele ore ale dimineții, se va semnala ceață în sudul teritoriului, iar pe parcursul zilei, soarele nu va fi stingerit de nori și va urca mercurul din termometre până la 12 grade în Craiova-Slatina și 16 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Transilvania vom avea parte de o zi de iarnă atipică, cu cer mai mult senin și temperaturi ridicate. Se vor înregistra astăzi 8 grade în Miercurea-Ciuc și 13 grade în Zalău. În Moldova, iarna pare a fi foarte departe, soarele va străluci cu putere, iar temperaturile vor urca până la 14 grade în Focșani și Galați și 18 grade în Piatra Neamț. În Dobrogea vom avea condiții de ceață dimineața, dar pe parcursul zilei ne vom bucura de soare și de maxime termice de până la 15 grade, atât în Constanța cât și în Tulcea. În Muntenia vom avea o nouă zi cu soare generos și temperaturi mult peste normalul perioadei. Se vor înregistra astăzi 14 grade în Brăila, 13 în Giurgiu, 11 Alexandria și 19 grade în Pitești. În capitală ne vom bucura de razele soarelui și de o maximă termică ce va atinge 17 grade. La această oră avem 3-4 grade în termometre și avem parte de soare. Privind data la care ne aflăm, aș spune că deja exagerăm cu vremea caldă și temperaturile ridicate. Dar mai bine să ne bucurăm oricum ar fi, că nu se știe ce ne este pregătit în zilele următoare. Atât despre vreme momentan, eu zic să avem un mijloc de săptămână productiv. Răzvan? Tom. În mijloc de săptămână productiv, pe 18 decembrie nu mai lucrează absolut.